A venit, mă. A venit. Gata, lasă-l, lasă-l. Nu, 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 stai cu el, eu ți-a aduc în mijloc, dar nu te miști. Salutare aventurierilor! Suntem din nou pe Caterinca. Mergem la pește, la Dunăre. Ia uite. Aie. Băieții pescari, o declarație n-ai înainte de marea pescuială. Să fiu pescarul zilei. Pescarul zilei? Da. Și al nopții cine e? Mai ales am nopții. Oh, și al nopții și al zilei. Ia zi, o repetă, mă, George, ia zi. Ce faci, măi? Trei beri, mă? Trebuie să te faci pișat, frate. Pișat înainte, stai așa. La mine te-a spus pișat-o cu scopitoare. Eu n-am voie să beau. Am o balanță. Am un săgetător. Taur. Mamă, dar vezi că a trecut prin loz mânca și ai zgâria capota. Un taur mai este, trebuie, nu? Dar un două care se uită la doi tauri. Taur, leu, ce dracu pe ea toate zodiile astea, mă? Rădașcă. Rădașcă. Cărăbu! Da, păi cum pula ne trebuie aici de mână? Ia uite acolo 10.000 de... 10.000? Stai că mai avem. Mai avem? La lingourile alea acolo. Lingourile la fel. Pe aceeași coloană, mă. Cine bun? Uite, bă, aia mai descris. Asta nu e? Artistul în devenire. Mm-hmm. Dar fă-l și tu, fericit. Nu știi pistrui. Mama și copii. Mama și copii. Mami, tati. Hai, păcai. Aventurierilor! Gata? Zi! A, uite-l mânca. A, uite somnul. Hai! Cum s-a pișat, mă? Cum s-a pișat, băi? Uite așa, am pișat, a filmat un pic așa. Deci s-a scos de pe cuiu. Pe cuiu vrei să ai mânca. Liniște la cameră, deci nu s-a pus camera. Trebuie să fii atent când ai... Da, simt ceva. Ai simțit că bine... Vasului! Vărul de vasului mai ia și foarte! Crușa, bă, că s-a umărte! Sunt din atunci, am un băr și acolo. Aia e cu tine, la urmă, copa. Care, mă, să luăm din ce bem? Salutare aventurierilor! Aventurierilor, am ajuns pe malul apei. Ne pregătim să le aruncăm. George, e aici în stânga. Le-a așezat.
urmează Dan în acest loc superb. Ne agață pe toți. Eu în acest loc însumi întinsură în față cât cuprinde și profesionistul în dreapta. Amator în dreapta. Știe el ce știe, zice, face pe amatorul, dar da acolo la liniște, în dreapta acolo. Amator, amator. Dă în dreapta acolo la liniște. Te rog frumos culele, nu ci care? 7000, 4000, uite aici. Da, mă, dar asta prin pește, mă. Îi las pe ei să le arunce, să le încurce și apoi... apoi mă așez și eu. Mă fac comori. George are un tatuaj. Pe cur. Pe cur. Hai să vedem ce este și tura asta. Aici la Dunăre, unde suntem la Cotobaciului. Dă-i claxon! Așa. Ia fii atent cum pleacă feederele, mânca! Înseamnă că le-am bine în pragul ăla. E pragul ăsta, e pragul. Le-am bine în pragul adânc acolo. Da, trebuie să sună din pragul adânc. Bun acolo. Când te întorci, dacă e, dă-mi și noi niște boabe în partea aia, da? Și te lăsăm să iei toată pădurea. Nu e doar. Nu e scopați în surpție. Aventurierilor, urmează cea mai tare experiență de la Dunăre. O să mergem cu barca să vedem. Super barca are 3 camere, suntem în 3 tipuri de pericol. În 3 tipuri de pericol. Să dau șosetele jos să pot să not mai bine. Au! O să ne udăm la fund? Ne udăm și la păsărică. Nu este nicio problemă. O să iau aici. O să luăm boabele magice. Doar să-mi zici unde să stau. E un cins dedicat. Și ca să nu se explodeze, fără colești. Adică poate să explodeze? Nu, dar ca să nu explodeze. Adică poate are, există posibilitatea de 1% să explodeze pe acolo, pe nu jumătatea cred, Dunării? Dar zic, nu vreau să am surprize. Am închis. Așa. Da, eu zic așa, ca să știi altă dată. Și unde o să mă așez? Tu stai aici. Deci o să stau aici în spate și astea o să le pun undeva pe mijloc, nu? Mijloc ăsta. Aici. Așa. Și picioarele cum o să ne înșind așa? Spatele încolo. Curul aici. Curul. Opa. Poți să-ți Serio, ce să sar în cap? Sar, este foarte bine. M-am udat un pic așa la păsărică. Da, o să fim uzi la păsărică bine chiar. Și e foarte, foarte mișto experiența. Pricep cu vâsle cu asta? Stai să le așez un pic. Hai un pic că nu știu cine ca să George, că faci așa? Să-mi mai încoa. Lasă-mi scapi în bălările. Nu, că nu e nimic jos. Că nu e nimic și nici n-ar lungi. Să ne așezăm sexy și vreau să ne ajung. Aici.
Ia, măi, care experiență, mă, cu d-astea, mă. Ia uite cum suntem aici. Suntem ca doi barosani. Mai încolo, Mițu. Stai să încercăm să ieșim din plină. Naiță e navigatorul numărul 1. Uite cum e. Vezi, dacă suntem doi, nu-mi faci o față nici vâsla. Încolo cu măsutele. Uite în partea asta, vezi? Abia reușim să ne echilibrăm, să stăm pe loc. La un moment dat îl bate în curent, știi, da? Până pornești și iei un pic de viteză. Deci de-abia acum am prins viteză. E tare înainte și e bine că nu mai bate vântul din partea cealaltă. Păi uite cum mă învârte, vezi? Și se curent. Dragă, disperare. Ca să înțelegeți, noi avem undeva lansetele acolo și trebuie să facem o înnodire, da? Atât, hai. Năiță are certificat de la The Kayak Canoe. Vezi că e foarte, foarte, foarte mic. Curentul e... E safe, bă, sau că chiar nu am niciun stres, nu rezistă. Dar că e safe, pot să încep să arunc așa în... nu? Mergem și mai dăm acolo una puternică așa. Avem bobele pregătite aici. Da! Păi asta încercăm. Nu poți, mă, că e curentul foarte puternic și dau cu vâsla în pământ. Băi, e curba acolo și acolo vine... Uite, dai că-i să-i arăt, omul, mă. Bă, ce faci, bă? Sări, mă! Sar? Sar, mă!
la tine. Hai. Nu-i rău deloc. Nu-i rău deloc. Cea mai tare experiență. Cea mai tare experiență. Da, am zis foarte bine. Zi un cuvânt. Acum e alcool. Vaslui. Ai stat în mașină? Mm. Iau un prim plan cu viața asta. Da, și... Se par, ai eu. Dai, am pus două făcuți de păr. Patru boabii pe una, trei boabii pe alta. Aventurierilor, avem și primul drill al Dunării. Un avat, un pui de avat frumos. Da? Sincer, mă așteptam să fie ceva mai mare. Dar este binevenit. Super. Și primul meu avat de Dunăre. Pot ridica direct cu lanseta. Un avățel frumos. S-a agățat bine de tot. Încercăm să îl eliberăm. Facem o poză. Trimitem și la băieți. Să nu mai ținem mult în soare. Să-i dăm drumul. Să nu fie prea târziu pentru el. Revină, sper. Hai, pule, revină. Vede? Își va reveni. Așa. Vă prezentăm pe domnul. A, din partea cealaltă. Chisoare în spate. Ia, stop.
venit, mă. A venit. Păi bagă-te înainte. Am unul. Nu am nici mă. N-ai, tu stai cu el, eu ți-l aduc pe mincioc, da? Nu te miști. Nu te miști, da? Da, mi-l ia la fam, pula mea. Bă, schimbi-l pui pe bălărie. Da, venim. Nu trebuie să-l țin așa. Vino cu aia, vino cu aia, unde te duci? Să se obosesc. Hai, nu-l văd. E bine că i-am pus filtr textil. Ai intrat? Ai intrat? I-am pus filtr textil cu asta la schimbă. Da, ai grijă. Nu, vine aici, uite la ce, stânga. Tu ține acolo în față. Stânga. În stânga, în față. Vino sub mine. Vino sub mine. Așa, stai. Vezi unde sunt? Am văzut. Certănică. Cor. Hai dă-i o tură. Nu pot să ridic. Ridică, ridic. Eu stau, eu țin, nu mișc. Ușor, ușor. Nu ridica mea. Mișcă și tu ăla un pic. Nu. Nu. Ăla este crapul de Dunăre. E neiță! Altfel vorbim acum. Gata. Babe uscate. Babe uscate. Bravo, mă! Băi, ăsta e frumos. Du-te, dă-l mai în față, n-ai. Stai că se lupe asta. Lasă-mă, n-ai. Lasă că-l duc eu. Eu azi văd și scula. Da, mă, scula. La rapă, băi, la rapă. Păi și ce râzi, mă, ce-i de râs? Da, nu, așa, intru tot timpul. Bravo! Îi facem la bat, frate, acolo. Puh. Să mă duc să-i duc în jos și să-l arunc în pat. M-am zis să stau un pic, să mori. Da, am crezut că îți scapi la mâna mea, nu mai zic. Nu, frumos. L-am văzut cum a tras, l-am văzut că l-am înțepat direct. Bum. Frumos. Înțepat bine, regulamentar. Da, da, e corect, corect. Uite, patru boabe de... Patru, am trebuit exact acolo în pat. A început să vină. Deci mi-e telefonul să fac o poză. Unde? Te lângeam te. Bravo, mă. Mai le bagi? Nu, știu cum mai gândesc, nu cred că le mai bag. O nebunule, stai aici. Fac și o prost, te bag în apă. Nu cum crezi tu. Salutare aventurierilor, am prins primul ciortan. Suntem forță. Cum a fost, domnul Zache, primul drill? Nu știu că nu sunt de aici. Nu știu că nu-i de aici. Domnule, eu sunt de aici. E domnul de aici, hai să vedem cum e domnul de aici. Băiatul aici sus e supraveghetor. Stai un pic, stai așa. Hai. Ai dat frâna, da? Da. Păi nu, dă-ți un slow motion ca yeah. Dacă se vadă aici cum se pescuiește la drună. La Dunăre. Dar dacă e de la frână, da, să știe. Stai să mă dau mai în spate. Dacă un pic. Ajung pe YouTube la fraier care joc cu lansete, te-am spart. Adică nu te-am spart. Nu, nu. Nu-s de aici, dar nu știu ce-ți fac. Ăsta e lansare exact calculată cum mă trebuie. Ăla e, mă. Bravo, mă. Le mai arunc și eu la noapte. Mai arunc o dată, n-ai, că trebuie să le facem filmat. Nu, mă, a ieșit. A ieșit de data asta. Domnul George! Sunteți încântat de drill? Va pasă adrenalina așa? Da, am și visat că o să prindem un crap la ora 6 așa. Da. Da, mă, dar e ăla de 6 jumate. Mamă, mamă, mamă. Țineți aproape, nu știți ce urmează. Pește, avem pește. Nici n-am închis filmarea bine și avem pește. Vrei și mincioc la asta? Nu cere cu el. La popa. Carasul, a intrat și carasul, gata. Nu e carasul, ce faci, mă? E plătică. Deci a intrat plătica. A venit peștele pe vad. Nici nu le arunc în seara asta.
Mă pun aici pe cerbi. Da? Stați aici. Salutare aventurierilor! Aceasta a fost expediția noastră. A reușit Zache să prindă un crab la vreo 3 kg. Noi slab, slab de tot. Un avatin ăla mic rătăcit. Condițiile au fost... Cum au fost aici condițiile? N-am fost acolo. El n-a fost acolo. Am prins și pește la Kirhana. Unde era Kirhana aia? Ce localitate? Târșova. La Târșova. Este un pic mai ieftin decât acasă. Aproape pentru noi aventuri.